Militarii din Forțele Navale Române au sărbătorit luni 26 iunie Ziua Drapelului Național prin ceremonii militare și religioase în garnizoanele de marină. La Constanța, ceremonia publică de înălțare a drapelului României a avut loc pe faleza din fața Comandamentului Flotei. Drapelul a fost binecuvântat de preotul militar și ridicat pe catarg în acordurile imnului național. La eveniment au fost prezenți subprefectul județului Constanța, comandantul flotei, contraamiralul de flotilă Daniel Căpățână, comandanți de unități, militari în activitate, rezervă și retragere. Pentru a înțelege povestea drapelului, auditorul a fost purtat într-o scurtă incursiune în istoria simbolului național. În ziua de 26 iunie, drapelul național a fost arborat la toate unitățile din Forțele Navale.